Chelsea le-a prelungit contractele lui Enzo Fernandez și Mihailo Mudric. Deși ambii au fost transferați în urmă cu puțin de peste un an, în ianuarie 2023, Chelsea a decis să activeze clauzele de prelungire a contractelor prezente în angajamentele jucătorilor. În cazul ambilor fotbaliști, este vorba despre o prelungire de contract pentru încă un sezon față de angajamentele semnate acum un an. Chelsea a plătit o avere pentru a-i transfera pe Enzo Fernandez și Mihailo Mudric în urmă cu un an. Argentinianul, care tocmai devenise campion mondial, a fost achiziționat de la Benfica pentru 120 de milioane de euro, în timp ce Shakhtar a primit 100 de milioane de euro în schimbul lui Mihailo Mudric.